Deci am fost la Pepco, cred că în vreo două ture zilele astea și am cumpărat niște lucruri așa de faine, nu cu intenția de a face un video, am zis că, bă, iau și eu ce-mi trebuie și ce-mi place, pentru că se apropie Crăciunul, dar am zis, băi, dacă și așa am adunat câteva lucrușoare așa de drăguțe, de ce să nu fac eu un video să vă arăt și vouă? Cine știe, poate vă inspir să vă cumpărați și voi sau poate deja aveți și îmi spuneți că avem la fel, nu știu, îmi place tare mult așa ideea ca eu să am lucruri pe care le aveți și voi sau voi să aveți lucruri pe care le am și eu. Așa că, să vă arăt, am o plasă mai mare și una mai mică, uite așa, am fost și la Pepco și la Carrefour și la Teddy. Gen, ăsta e așa un fel de haul crăciunistic, să zicem așa. Să vă arăt, deci în primul rând, cred că mi-a luat ceva și de la Sinsay, da. Uite, ăsta l-am luat de la Sinsay. A fost vreo 26 de lei, ceva pe acolo, am rupt eticheta. L-am luat, e așa, super crăciunistic, adică eu am făcut mai de mult un DIY cu o pernuță în formă de căsuță de turtă dulce. Asta așa mai de mult, de la începuturile mele din YouTube și mi-a plăcut foarte tare. Așa că, ia uitați, avem și ăsta. În ziua de azi poți să găsești chestii foarte faine la prețuri accesibile, zic eu. După aia, văd că tot din Sinsay, cred că astea-s doar ce mi-am luat eu din Sinsay, pernuțele astea, pentru că și de ce? O nucă de cocos mi-a spus, Cristina, du-te și în Sinsay, că sunt fețe de pernă foarte drăguțe. Mă, și nuca aia de cocos m-a făcut curioasă. Așa că, ia uitați ce drăguțe sunt. Astea au fost 10 lei. Hai să le desfacem, pentru că vreau să le dau la spălat. Și anul ăsta, nu știu, vreau, începând din primele zile din decembrie, să ne decorăm casa. Ia, stai să vedem. Vreme foarte că... Uneori Felix are dreptate, foarfeca, chiar îți trebuie, dar nu atunci când mănânci chipsuri, spre exemplu. Și apropo, n-am mai mâncat chipsuri. Da. Stai să vedem, că nu m-am putut abține și asta chiar le-am rupt. Deci, ia uitați, e drăguț? E drăguță? Și am luat două, nu știu de ce, dar îmi place de foarte multe ori să am două pernuțe la fel, știți? Că eu sunt așa mai haotic, îmi place așa, așa, n-am nicio gamă cromatică pe care să o urmăresc și de-aia îmi place să am gen două la fel, ca să nu iasă chiar haosul de pe lume. Mi-am mai luat niște fețe de pernă, astea de data asta au fost de la Pepco, erau așa de multe și așa de faine și am spus că mă, Cocos Cristina, hai nu mai fi all over the place și ia și tu și ceva mai cu mințel așa. Și mi-am luat asta, albă, cu steluțe, mi se pare foarte, foarte drăguță, deci abia aștept mă să decorăm. Voi când începeți decoratul, hă? Mai pe la începutul în decembrie sau așteptat să fie Crăciunul, eu când eram mică. Ideea este că așa am fost crescută, să așteptăm până în ultimele zile care sunt mai aproape de Crăciun. Mi-am luat și produsul ăsta, este cumva cu baterie. De obicei Felix se ocupă de baterii și e așa foarte pufos și are un fel de instalație, așa cu niște beculețe foarte drăguțe și o să se aprindă. Deci anul ăsta, așa cum am făcut de Halloween, vreau să decorăm și dormitorul, adică am văzut că e ok pentru Carolina să nu aibă atâtea jucării peste tot și o să-mi pun și eu jucăriile mele, adică decorațiunile și abia aștept. Ce am mai luat aici? I-am luat Carolinei niște rochițe care sunt super cute. Ia uitați și voi, ce drăguță este rochița asta, roșie. Perfect așa pentru luna decembrie. E destul de grosuță, dar este superbă. Stai să văd cât a fost asta, 27 de lei. Cei de la Pepco au foarte multe rochițe așa drăguțe și ieftine, așa foarte bune. Am mai găsit și asta, care chiar dacă nu este de iarnă, e foarte faină și asta, 27 de lei. Deci foarte, foarte drăguță. Dacă aveți surioare mai mici sau copii, poate și fetițele voastre au rochițe așa ca și Carolina. Ar fi tare dulce. I-am mai luat și asta, care este cu ursuleț și cu steluțe. Vedeți ce drăguță-i? Și partea de jos este așa dintr-un tiul, sclipicios. Ea poartă mărimea 98, dar la rochiții le-am luat 92, că nu-mi place să fie foarte lungi, știți? Să fie așa mai drăguțe, mai ales că le port așa mai mult în decembrie. Pentru că din ianuarie după aia nu mai am niciun farmec. Și am luat și o mănuș. Bă, am luat două mănuși. Deci am luat o mănușă. Noi avem o mănușă dintre astea de vreo 4 ani. Și n-arată bine, e toată arsă. Și ăsta cred că a luat-o Felix. M-a întrebat dacă e bună și am zis că bă, cred că e bună. Și a luat și el una. Dar după aia, peste câteva zile, am mai mers în Pepco. Și am mai cumpărat eu încă o mănușă. Stați să vă arăt. Pentru că am uitat că am cumpărat-o pe asta. Asta, în schimb, este pe alb și are partea asta de silicon. Am mai luat eu una de la Jumbo și, nu știu, ne frigea când băgam mâinile în cuptor sau pe o tavă fierbinte și n-a fost bună.
Așa că nu știu, sper măcar una din astea două să fie bună. Să vă arăt eu ce mi-am luat. Mi-am luat încă o față de pernă dintre asta albă cu steluțe. Și aici, asta este din Sinsei. Deci, uitați, avem cu spărgătorul de nuci, este foarte drăguță și marginea este așa dintr-un șnur împletit, așa răsucit auriu. Foarte drăguță, cred că mi-am luat... Asta mi-am luat doar una, gen așa să o pun mai în mijloc, știi, să fie piesa de rezistență. Și e și zgârcită, n-am vrut să dau 26 de lei, adică mi s-a părut destul de mult pe ea. Când la Pepco unele sunt mai ieftine. I-am mai luat încă o rochiță Carolinei, cu 25 de lei. Ia uite ce drăguță e și asta. Deci atâta e de cute când ai fetiță. Sunt brațe așa cu rochițe. Mi-am dat seama chestia asta. Și am început să îmbrac pe Carola mai mult în rochițe în ultima vreme și atâta e de cute. Aia. Mi-am luat mie o pereche de ciorăpei gen balerine, așa, nu știu, ciorăpei dintre ăștia foarte decupați, care zic eu sunt foarte, foarte drăguți. Vrem să facem și niște poze așa de Crăciun și ăsta e motivul pentru care am cumpărat Carolinei rochițele astea crăciunistice. Că vreau să facem poze foarte drăguțe și na, eu acum sunt în momentul de a pregăti așa garderoba. Și pentru chestia asta, pentru ședința noastră foto, ia uitați ce am găsit. Deci mi se pare mega, mega, mega drăguță. Are așa o rochiță. Stați să o potrivesc aici. Deci când era pe omeraș stătea perfect. Deci este o rochiță roșie. Nu știu, mi se pare atât de prețioasă. Deci este superbă, perfectă pentru o serbare sau făcut poze sau pentru ziua de Crăciun. Mi se pare superbă și cu blănița asta. Bine, în casă cred că ar fi cald acum. Dar arată super cute. Deci atât de mult m-am bucurat când am văzut. Am zis că se potrivește pentru ședința foto. Deci o să mergem iarăși iarna asta la mădă și o să facem poze. Vreau să facem și video să vă arăt și vouă. Încă n-am costumația pregătită, dar pe calea cea bună. Tot pentru chestia asta am găsit asta în Carrefour. O cravată. Erau două feluri. Asta, gen Moș Crăciun, sau una mai tip pentru elfi, cu verde. Și am zis că, bă, hai să iau lui Felix asta, poate facem și o scenă așa mai elegantă și are nevoie de o cravată. Eh? Ce drăguță e, nu? Cât a fost asta? Nu știu că n-are prețul, dar nu mai țin minte. I-am luat tot din Pepco Carolinei un glob, pentru că ei place foarte mult de mine și de Mickey și au colecția asta cu globuri cu mine și Mickey și nu știu, mi s-a părut foarte tare. A fost 16 ron, cam scumpicel pentru un glob, dar pare așa foarte calitativ și vreau gen să aibă amintire de la 2 anișori globulețul, pentru că mai avem și un globuleț de la 1 an pe care scrie Carolina 1 an și nu știu, e fain să ai așa un glob pentru fiecare an, știți? Adică mie mi-ar fi plăcut să am și eu așa când eram copil. Tot pentru a decora casa, nu știu, deci trebuie să vă luați și voi, duceți-vă și luați-vă. Nu erau foarte mulți, foarte multe exemplare, dar atâta de cute să-ți pui săpunul și peruța de dinți. Pentru că e fain să simți în baie așa toată atmosfera de Crăciun. Cât au fost? 21 de lei. Deci, nu știu, chiar merită. Nu știu, mie îmi plac foarte mult chestiile astea. Eu dacă aș avea, las cam zgârcită și nu vreau să-mi cumpăr și nici n-am unde să le pun. Și... Dar mi-ar plăcea să am foarte des să le schimb, știți? Să fie așa mai, să ai, nu știu, mai fancy, toate culorile. Mi-am luat aici table runner. Este o față de masă, dar care vine așa doar pe mijloc, știți? Și mai lungă. Pentru cei care nu poartă fețe de masă, ca mine, și îți pui doar pe mijloc. Și foarte, foarte drăguță. S-ar putea să mai am ceva de genul, dar nu sunt sigură. Așa că nu m-am putut abține și am luat-o pe asta. O să o dau la spălat și abia aștept. I-am luat încă o rochiță Carolinei, că v-am zis că am dat-o pe rochițe. Și ia uitați ce drăguță este și asta. Este așa dintr-un blug, foarte subțirel. Dar e super drăguță, deci abia aștept să o îmbrac. Și are și un soare și floricele și albinuță, nu știu, mi se pare super mega cute. Cute rău de tot. Deci mi-a plăcut foarte, foarte mult. Ce am mai luat? I-am luat Carolinei un set dintre ăsta, a costat 7 lei, de plastilină. Gen să facă aici Moș Crăciun, renu și câteva cadouașe, pentru că acum îi place foarte mult să se joace cu plastilină. Deci în fiecare zi se joacă cu plastilină și am luat formele astea care sunt mai micuțe așa și drăguțe, nu știu, sper să-i placă. Aici de la Teddy am luat câteva ghirlande, unele sunt cu cadouri, altele sunt cu oameni de zăpadă, nu știu... Sunt foarte mare fană ghirlande, știți? Aici avem cu omuleți de turtă dulce. Faza este că vreau să le punem așa peste tot. Mi se pare așa un model de a-ți decora casa
rapid și într-un fel așa inedit, adică pe pereți, știți, care tot timpul sunt simpli, poți să pui ghirlande dintre astea. Și am mai luat și cu brăduți, vedeți? Brăduți, aici am găsit cu mănușele și cu ce am mai luat? Și atâta, doar că mi-am luat gen de două din fiecare. Am găsit și chestia asta, este o lampă în formă de brăduț, de sticlă și tot așa cu baterie, gen ca asta, doar că pe verde și de sticlă. Mi se pare foarte drăguță. Deci, și spartă? A, nu, m-am speriat că e spartă. Are instalația în interior și am crezut că este spartă. Nu știu, mi se pare foarte, foarte drăguță și abia aștept să văd cum luminează. Ups! Bine că nu s-a spart. Și acum, nu știu despre voi, dar mie îmi place să creez așa de Crăciun orășele. Știți, cu căsuțe, cu oameni de zăpadă, cu brăduți, cu reni. Și pentru motivul ăsta am găsit câteva căsuțe. Două, de fapt, sunt la fel. E o căsuță, mi-am luat-o de două ori. Ia uitați, în Pepco. Roșie. Super cute, așa micuță. Știți că am eu alea albe și aurii. Și ați spus că foarte mulți dintre voi le aveți la fel. Și la bază punem vată. Nu știu, deci îmi place la nebunie. Și vreau să mai facem un orășel dintre ăsta. Și în dormitor, acolo pe raft, unde scrie Carolina frumos și avea ea plușurile, vreau să fac la acesta un orășel. Nu știu, sunt foarte încântată. Și tot pentru motivul ăsta am găsit și căsuța asta de la Polul Nord, vedeți? Sau cel puțin arată aici direcția către Polul Nord. Deci mi se pare uber cute, uber, uber, uber cute. Deci cu puțin lipici și cu culori poți să faci și tu chiar un DIY genul acesta. Nu știu, mi se pare foarte drăguță. De la Carrefour am găsit acești piu de pus în brad. Nu știu, Carolina este fascinată de piu, așa îi zice ea. Și le-am găsit și mi se par super cute. Deci fain, nu știu, atât m-a lăsat inima să iau doar o cutie, dar mi-ar fi plăcut să am vreo 3 cutii, știți? Da, na, trebuie să te mai abții. Și aici am găsit stickerele astea cu 4 lei, care se pot pune pe geam sau pe oglindă, vedeți? Sunt așa gumate, parcă zici că sunt dintr-un fel de geleu și se prind foarte fain și le-am găsit la Pepco. Nu le-am mai văzut până acum, este ceva nou. Asta este cu brăduți și cu cadouri. Sper să vedeți. Mi s-a părut și prețul foarte bun și de asta mi-am permis să-mi iau vreo 4 modele. Vedeți, asta este cu renul, cu Moș Crăciun și cu cadouri. Iar aici avem cu dulciuri și cu cookies dintre ăștia. Nu știu, sper să se vadă. Am impresia că nu prea se văd. Ia uite, ceva de genul. Așa. Acum nu știu dacă o să lipesc pe geam. Poate îi pun pe oglindă, putem să-i punem pe oglinda din baie. Dar eu le-am luat că nu m-am putut abține, mi s-au părut foarte drăguțe. Astea sunt cumpărăturile pe care le-am făcut eu. Să-mi spuneți care dintre lucruri le aveți și voi. Să-mi spuneți dacă aveți și voi vreun lucru asemănător, ca să avem la fel. Sunt foarte încântată că vine Crăciunul. Adică, parcă ceilalți ani nu eram chiar atât de încântată, că mie îmi place mai mult Halloween-ul, dar anul ăsta, nu știu, parcă sunt super încântată, mai ales pentru faptul că o să decorăm casa și vreau să decorez mai la început ca să ne bucurăm așa, gen toată luna decembrie. Pentru că la Halloween ne-am bucurat puțin, am decorat foarte aproape de Halloween și câteva zile doar am ținut decorațiunile și chiar mi-a părut rău, pentru că arăta superb. Așa că vreau să ne decorăm casa cât mai curând. Stați cu ochii pe canal să vedeți și voi videoul. Nu uitați că postăm și short-uri în fiecare zi, în fiecare dimineață mai exact. Așa că apăsați butonașul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa!